Pentru două dintre planurile de investiții s-a eliberat deja autorizația de construire, urmând ca la Mărăcineni și la Podgoria să fie înființate două pensiuni. Cea de la Podgoria va dispune și de căsuțe de camping și bazin de înot. De la începutul anului până în prezent au fost emise două autorizații de construire pentru pensiuni agroturistice, respectiv una în localitatea Mărăcineni, iar cealaltă în localitatea Podgoria, iar alte 14 certificate de urbanism au fost eliberate de către Consiliul Județean, urmând ca după finalizarea documentației să se emită și în aceste cazuri autorizații de construire. Pe viitor, în sate din comunele Chiliile, Tisău, ori Chioșdu, se vor ridica pensiuni. Una dintre pensiunile turistice de la Chioșdu va dispune și de un centru spa. La Nișcov, în comuna Vernești, două obiective cu destinație turistică se vor ridica simultan. Este vorba despre un club pentru activități sportive și recreaționale și de o pensiune turistică. Cea mai importantă investiție se va realiza însă în comuna Tisău. Pentru satul Strezen s-a eliberat certificat de urbanism pentru construirea unui complex de agrement, constând în bazin de înot, teren de minigolf, tenis de câmp, volei, echitație, precum și o serie de anexe și facilități de cazare pentru turiști.